Vă salut abonații și urmăritorii canalului meu de YouTube. Ieri am postat două clipuri cu cum plătiți factura cu cardul de energie online prin poștă la Electrica, v-am arătat, și o prezentare mai scurtă cum faceți o plată indiferent de unde, acolo aveți lista și să urmăriți clipul pentru că clipurile o să vă ajute foarte, foarte mult în a nu greși când doriți să plătiți cu cardul de energie. Astăzi mi-a venit factura de la E.ON, de la gaz, am 286,50 de bani și vreau să vă arăt și vouă cum fac și plata asta. După plata asta, cred că deja toți o să învățați cum să faceți și care sunt pașii. Am făcut o poză frumoasă la factură, să se vadă bine. L-am descărcat pe calculator, că eu fac tutorialul acesta de pe calculator. Bun, scriem frumos poșta română, într-un motor de căutare, indiferent care vreți voi, care folosiți voi. Prima pagină, poșta română. Dați click pe acesta, aici compensare energie, sus. Dați click pe acesta și înregistrare, cerere. Destinatar, plată, furnizor. Aici trebuie să aleg E.ON, energie. Eu deja, cum am încercat să mai fac o plată, mi-a rămas aici în memorie. Așadar, dacă nu, voi dacă nu-l aveți, cum ați văzut la mine, atunci scrieți un S mare și vedeți, dați un click și vă iese lista asta și căutați-vă furnizorul de energie aici în lista asta. Da? Deci e simplă, eu la E.ON, așa, cardul de energie și CNP-ul o să fie blurat, bineînțeles că sunt date personale. Mie mi-a rămas deja în memorie, în memoria browserului, CNP-ul, sunt de acord, am bifat, nu sunt robot, așa, și dau click pe trimite. Obligatoriu, E.ON energie, câmp obligatoriu, da, am băgat, E.ON energie, vedeți, mi-a dat cu roșu. Deci, E.ON Energie România. Îl mai caut odată, pentru că să văd de ce. Nu mi recunoaște. Hai să scriu S, S mare, vedeți cu S mic nu merge. S mare, așa mi-a ieșit și hai să-l mai caut odată. Se pare că nu merge așa, trebuie să îl. Să dau click direct din lista asta, da? Pentru că așa mergeam mult mai repede. Unde e E.ON-ul? E.ON Gaz. Stați să găsim. E.ON Energie România. Hai să vedem. Bun. Iarăși click pe nu sunt robot. Și cu acel roz să văd dacă este ok. Nu am găsit pe factură chestia asta cu rou, dar cred că ăsta e, că nu este altceva. Hai să mai încerc o dată. Trimite. Bun, o mers. Deci din listă o mers. Iată, eu am o, mai am un sol de 501 leu pentru că am plătit curentul electric. Să vă uitați și la acel clip. Bag e-mailul meu. E-mailul meu este public. Suma trebuie să fie exactă, să nu puneți altă sumă, deci 200, 286, să nu rătunjiți, virgulă, 50 bani, așa. Bun, aici bifez beneficiar direct, trebuie să trimit copia cardului de energie, îl am pe calculator, aici oricum o să pun blur. Hai să văd unde mi-e acel folder. Așa, certificat. Stai să văd unde e.
Aici, card de energie. Bun. Deci, ăsta e cardul de energie. Copia de act, copia actului, numele persoanei care a primit cardul de energie, adică tata, nu eu, nu a vostru. Deci, buletinul lui. L-am urcat și aici factura. Așa, aici am factura. Asta este fața. El scrie aici sus, asta e o paranteză, că în câmpul destinat încărcării documentului justificat al datoriei curente sau restante, factura trebuie să atașați imagini cu toate paginile, inclusiv anexele. Acum eu am fotografiat doar una, hai să văd și spatele, hai să trimit și spatele. Deci două, uite că se pot trimite. Față, spate, ca să vadă. Cred că anexa, numai aici sunt niște reclame cu, adică poți plăti la anumite bănci. Dar față, spate am făcut poză, văd că le-am urcat bine. Am citit condițiile bifez, am citit, sunt de acord cu nu știu ce și aici bifez că nu sunt robot. Da? Deci pașii ăștia. Aici aveți grijă să nu puneți voi un preț, să rotunjiți prețul, adică suma de pe factură, pentru că o să fie greșit și scrie aici. În câmpul suma de plată vă rugăm să introduceți valoarea facturii cu zecimile fără rotunjiri, adică să nu rotunjiți cumva suma, exact cât e, cu bănuți, exact cum am scris și eu, dar voi cât aveți pe factură, dar să nu depășească suma din sold, că atunci trebuie să mergeți la poștă și să plătiți așa factura, dar eu am în consult 286, mai pot plăti factura asta, dau click pe trimite. Așa. Așteptăm puțin. Chiar unii, vede, un pic a trebuit să stau. Și înregistrare cereri. Cererea de plată prin mandat poștal a sumei pentru compensarea prețului cu energie conform OG, așa cum modificările completările ulterioare cu număr așa, numărul de card, adresă poștală, suma expediată și furnizor. Termenul de soluționare al cererii este de 5 zile. Număr de contact, așa, pentru probleme, deci mie mi s-a înregistrat. Acum o să intru și pe e-mail, pentru că trebuie să primești un e-mail de confirmare pe acel e-mail care a scris în căsuța aceea de sus și după cum vedeți poșta română.ro compensația energie înregistrare, da? Deci am primit automat și e-mailul de la ei. Aveți grijă cu dacă primiți din altă parte să nu luați în considerare. Uitați-vă cu tentativele de fraudă, cu tentativele de phishing, ce înseamnă. Am făcut două clipuri, să nu faceți alte chestii și cam atât. Deci trebuie să așteptați. Dacă ați făcut totul în regulă, totul a fost în regulă, atunci o să vedeți când mai intrați că suma voastră o să fie mai mică de cât am avut eu, 501 leu minus 286,50 de bani, cât dă și să vedem ce factură mai pot plăti din banii rămași. Asta, nu știu, azi ce e, miercuri, în câteva zile, cât o zis, maxim 5 zile. Să uitați și la clipurile astea, plata facturii la electrica, plata facturii online cu cardul de energie și vedeți ce repede merge dacă ați făcut odată și știți deja, o să meargă foarte repede. Să intrați pe canalul meu de YouTube, scrieți reparații calculatoare și laptop Regin sau doar reparații calculatoare Regin, acesta este pagina mea, dați click pe el și aici la videoclipuri am 287 de clipuri și 1230 de abonați. Foarte bine, abonații urcă, să vă uitați și la clipuri, pentru că sunt clipuri care o să vă ajute. Nu merge să stați ore întregi la poștă,
pierdeți timp, uitați în câteva secunde, minute, puteți plăti factura online. Cam atât în 10 minute. Cam